Drăguț cu Nermal. Nici tu nu poți dormi, nu-i așa? Nu-ți face griji? Îi arăt eu. Ha? Garfield, vreau să fac curățenie. John, vreau să dorm. Voi da cu aspiratorul mai târziu. Acum trebuie să spăl rufele. Nu-mi vine în minte sunet mai enervant decât cel scos de aspirator. Salutare, Garfield! Uite că-mi veni unul. Proprietarii mei fac curățenia de primăvară. M-am gândit să vin să-mi petrec ziua cu tine. Te bucuri că mă vezi, nu? Nermal, mă bucur atât de mult să te văd încât am să întind covorul roșu. Vei întinde covorul roșu? Serios? Pentru mine! Garfield, așa se întinde covorul roșu pentru a întâmpina pe cineva? Nu, așa se întinde covorul roșu pentru a scăpa de cineva. Asta la vista, scumpule! Ajutor! Credeam că nu o să se mai oprească. Să spăl și pătura lui Garfield. Pucky, tu rămâi aici. Mă întreb cu ce se îndepărtează petele de lasagna. Să știi că ăsta n-a fost un gest prea frumos, Garfield. Asta era ideea, Nermal. Nu prea știi să întâmpini pe cineva. Ar trebui să ai rezervat un loc pentru invitați ca mine. Avem. Locul perfect. Garfield, știi, încep să-mi dau seama că nu prea sunt dorit pe aici. Serios? Nu-mi explic de ce. O să-i pare rău. Într-una din zilele astea va fi drăguț cu mine. Și cred că azi e ziua aia. E timpul pentru somnul de dinainte de amiază. E somnul de care am nevoie pentru a mă încălzi pentru cel de amiază. Tocmai am spălat pătura de pe patul tău. Dar acum nu mai miroase a lasagna. Atunci va trebui să o murdăresc iar. Hei, lipsește ceva. Lipsește cineva. Pucky. Pucky? Pucky? O, Pucky. Prea bine, va veni el. Nu e ca și cum nu pot să trăiesc fără el 2 minute. Ba, așa e! Pucky! Pucky, unde ești? Pucky, ești aici? Pucky, ești aici? Pucky! O, Pucky! Nu! Nu! Pucky, ești aici? Așadar, asta a pățit sandwichul meu cu carne de vită. Muncesc de la 6 dimineața. Am terminat curățenia de primăvară. Casa e absolut imaculată, iar eu... O, Pucky! Dar, tocmai am... Te sun mai târziu, Liz. Pucky, ești de oriunde ai fi. Unde e Arbuckle? Ciripește! Ce ai putea căuta? Știu, pe Pucky. Dă-mi-l, Arbuckle, dacă știi ce e bine pentru tine. L-am luat pe Pucky din pat ca să-ți pot spăla păturica și l-am pus chiar aici pe... Ciudat! L-am pus chiar acolo. Aștept! Știu ce s-a întâmplat. Fără să-mi dau seama, o fi căzut în cutie. Ticălosule! Nu-l văd pe aici. Dar apoi am golit cutia în tomberonul de afară. Nu-ți face griji, Pucky, vin acum să te salvez. Pucky,
Unde ești, Puchi? Nu e niciun Puchi aici. Garfield, îmi pare rău că l-am aruncat din întâmplare pe Puchi, dar acum nu mai am ce face. Nu-mi vine să cred că n-am să-l mai văd pe micuțul Puchi, că nu o să-i mai văd chipul zâmbitor, că nu o să-i mai aud glasul prietenos. Bine, nu spune multe, dar era amicul meu. Cine ar putea face una ca asta? Cine ar putea fi atât de nemernic încât să mi-l ia pe iubitul Puchi? Doar n-ai făcut-o. Ba da, l-am găsit în gunoi, exact în locul unde m-ai aruncat tu. E nevoie de diplomație, de o abordare inteligentă și înțeleaptă. Te minte, Puchi, sau te trimit în Abu Dhabi într-o cutie pe care o să scriu a se îndoi, încovoia și mutila. Atinge-mă doar cu o lăbuță, Garfield, și n-o să-l mai vezi pe Puchi niciodată. Ți-l dau înapoi cu o singură condiție. Trebuie să fii drăguț cu mine. Ce spui? Cât de drăguț? Foarte drăguț. Nu te mulțumești cu aproape drăguț? Nu, fii drăguț cu mine tot restul zilei și am să-ți arăt unde l-am ascuns. Ce priveliște dezgustătoare! Ai câștigat! Foarte drăguț! Prea bine! Să fiu drăguț cu Nermal e atât de nefiresc. Am nevoie de un fursec, de două, bă, de 37. Câine de vânătoare! Fă-ți nasul util și ia-i urma celui care a luat toate fursecurile. Cu excepția mea! Ce o să fac? Nermal e în patul meu cu purta plină de fursecurile mele? Am să spun ce o să fac. Garfield, te rog, nu mă trimite în spațiu. Prea bun pentru el. Garfield, te rog, nu-i lăsa pe rechin să mă mănânce. Prea amabil, în plus l-ai îmbolnăvit pe rechin. Să mă gândesc. Garfield, te rog, nu mă obliga să mă uit la partidele televizate de golf. Da. Nu ești drăguț cu mine? N-o să-l mai vezi niciodată pe Puchi. Puchi, îți spun eu ce o să fac cu Nermal, Odi. Absolut nimic. Garfield, chiar dacă pare imposibil, am impresia că sunt mai frumușel. Nu ești de acord? Ba da, Nermal. Dar chiar sunt cel mai frumos pisoiaș din întreaga lume. Nu ești de acord? Ba da, Nermal. Nu, vreau să te aud spunând. Spune, da, Nermal, ești cel mai frumușel pisoiaș din întreaga lume. Da, Nermal, ești cel mai frumușel. Scuze. Dar un minut. Da, Nermal, ești cel mai frumușel pisoiaș din întreaga țară. Lume! Scuză-mă! Lume! Lume, mă rog! Mersi, Garfield! Hei, John va servi lasagna după ce va termina curățenia? Nu mai pot suporta chestia asta. N-am vrut să fac asta nici măcar la adresa lui Nermal, dar sunt nevoit. Trimit un e-mail. Le invit pe verișoarele lui John, pe Drusilla și Minerva în vizită. Cine ar putea fi? Abia am terminat curățenia din nou. Drusilla! Minerva! Bună, Părle, John! Am venit în vizită! Privește! Ce motă ne-a drăguț! Bună, pisoiașule! Ce drăguț e! Foarte drăguț! Nu-i așa că ești cel mai drăguț motănel din lume? Foarte golic! Dar ar putea fi mai drăguț! Bine că ne-am adus frunzele de machiaj!
pare rău, pisoiaș frumușel, este cont propriu. Ai promis că o să fii drăguț cu mine. Sunt drăguț cu tine? Ele sunt cele care nu sunt drăguțe. Trebuie șamponat, clătit, dat cu balsam. Să-l spălăm pe urechi, să-i spălăm la mâna, să-i pofăm cotița, să-l dăm cu parfum. Garfield, te rog! Te-aș ajuta, Nermal, dar nu mai sunt eu însumi de la dispariția lui Puchi. E în copacul găudos din curtea din spate. Aici erai prietenul meu. Îl ajut pe Nermal după ce eu și Puchi ne ostoim dorul. Nu te mai strofoca! Așadar, Odi, l-am recuperat pe Puchi și nu va mai trebui să fiu drăguț cu Nermal. Totul a ieșit ca la carte. Uite, alt modă negru! Nu! Dați-mi drumul, nu vă rog! Haide, vino cu noi! Ajutor! Nu, vă rog! Puchi, salvează-mă!